care puteau fi accesate pe 2007-2013, despre care discutam inițial, aveau ca și grup ținte de la 16 ani în sus. Deci nu aveam cum să scriem un proiect în direcția aia, de aia am mers pe o altă variantă. Dar pentru următoarea etapă, exact asta avem, clasele a 6-a, a 7-a și a 8-a, pentru că în condițiile în care ei vor conștientiza care sunt aptitudinile copilului și dorințele în același timp ale părintelui, pentru că la ăștia micii trebuie să ții cont de chestia asta, că sau nu, părintele va avea un cuvânt foarte greu de spus. În momentul acela, evident că nu vom mai avea atâtea persoane care se duc la uman și pleacă la real, care se schimbă profilele după aceea, care fac o meserie și după aia își dau seama că au greșit, că ei nu au aptitudini și nu au dorință pentru meseria asta. Deci asta este următoarea etapă pe care vom merge, exact ce spuneai dumneavoastră. Și lucrul ăsta știi că l-am mai discutat și cu altă ocazie.